Sinaxar. 5 noiembrie. Sfinții mucenici Galaction și Epistimia. Sfinții Galaction și Epistimia au fost din Edesa Siriei și au trăit în timpul domniei împăratului Deciu. Mama lui Galaction, Leucipa, nu putea zămisli în pântece. Într-o zi a găzduit un sihastru creștin, Onufrie, care se ascundea din calea persecuției. Acesta a învățat o credință creștină și a botezat-o. Ca urmare a rugăciunilor lui, nu după mult timp, tânăra femeie a adus pe nume un fiu, pe care l-a încreștinat cu numele Galaction. La vremea potrivită, tatălui Galaction l-a logodit cu o fecioară pe nume Epistimia, născută din părinți păgâni. Din ascultare față de părinți, Galaction a primit însoțirea, dar i-a spus tinerei sale soții că dorește să trăiască în feciorie. La început, tânăra copilă nu a înțeles dragostea lui pentru curăție, dar, răbdător și plin de înțelepciune, Galaction i-a explicat credința sa în moștenirea bunătăților veșnice prin renunțarea la cele lumești și trecătoare. Atingându-se harul de inima ei, sensibilă, Epistimia a primit învățătura și botezul creștinesc. Nu peste mult timp și-au vândut toate bogățiile, iar banii i-au împărțit celor nevoiași. Apoi, Galaction s-a retras la schitul Publion, în deșertul Sinai, iar Epistimia la o mănăstire de fecioare. După câțiva ani de la lepădarea lor de lume, împăratul Deciu a pornit o crudă persecuție împotriva creștinilor, iar Galaction a fost arestat și adus la Emesa spre a fi judecat. Auzind despre aceasta, Epistimia a cerut binecuvântarea stareței să meargă și să se alăture fostului ei soț în chinurile pe care le pătimea. La Emesa, declarându-se creștină, a fost biciuită cu cruzime alături de Galaction. Stăpânitorul Ursus a poruncit apoi să fie străpunși mucenicii pe sub unghii cu trestii ascuțite, iar sfinții răbdând mărturiseau: noi slujim lui Hristos, Dumnezeul cel adevărat, iar de zeii cei deșerți ne lepădăm. După această nouă mărturisire, li s-au tăiat mâinile, picioarele și limbile, pentru ca în final să li se taie capul. Și era Sfântul Galaction de 30 de ani, iar Sfânta Epistimia de 16 ani. Prietenul lor, Eutolie, sclavul părinților lor, le-a luat trupurile și le-a înmormântat cum se cuvine. Eutolie a scris apoi viața acestor minunați mucenici care au pătimit și au primit în ceruri cununa muceniciei în anul 253 de la Hristos. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Iona, arhiepiscopul Novgorodului, făcătorul de minuni. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.